Eu, din practica mea, eu am observat că sunt foarte multe lucruri care încep să se rezolve 10, 12, 15 zile după ce se lucrează acele constelații, uneori chiar și mai repede. Am lucrat, de exemplu, la un moment dat, o constelație în care o persoană cu patru frați plecați prin lume, cu care nu comunica de, nu știu, de ani de zile, a doua zi după constelație a primit două mail-uri, unul din Canada și unul din Franța. Zice, wow, ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Nimic. S-a lucrat, pur și simplu. Dar ce înseamnă că s-a lucrat? Persoana respectivă a dat drumul A unor... deschis, În interiorul lui a bineînțeles. deschis ceva. După, sub altă formă de idee, am observat că după ce se lucrează constelațiile, mai sunt persoane care mai au nevoie de o anumită îndrumare, uneori îndrumare psihologică, cum poate să o dea Ion după aceea, alteori îndrumare energo-informațională și niște echilibrări energetice pentru a putea deschide mai bine chakra a patra, pentru a echilibra întregul sistem de chakre. Da.